G2A, jocuri bland bombă la prituri și mai blandă bombă. Link în descriere. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Să vină pulile! Oh my god, mor! 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 Coai, dacă cumva ați râs la căcatul ăla pe care l-am pus la începutul videoului pe ecran, vă rog frumos, ieșiți în afară, dați-mi subscribe și să nu mă mai văd în viața mea. Ok, în episodul de astăzi o să discutăm despre mimul acesta genial. Toată lumea ridică în slav, zici că e Emilu. Să vină PULILI! Și probabil dacă sunteți noi și nu m-ați văzut niciodată când fac video cu facecam, probabil vă întrebați ce Dumnezeu e chestia asta pe care o țin în mână. Da, este un suport improvizat de la microfon, la microfonul meu lipit cu banda de zi, după cum observați, care este un Behringer C1, că o să mă întrebați chestia asta, și suport de la Mirc. Și vreți să vă zic de unde vine chestia asta? Hai să facem o mică paranteză, că virgulă, când mi-am luat eu microfonul ăsta, nu aveam suport din ăla blandă de birou, așa că am zis că până în comand să-mi fac chestia asta. Așa că în timpul ăla am făcut un video cu facecam și a apărut chestia asta în video și am văzut că vă place și a devenit un meme pe canal. Și a rămas așa de atunci. Eu țin la mimurile mele. Nu ca fraier și de la junii mea, bă. Să discutăm puțin aici și acum despre mimul acesta genial cu să vină pulili. Să vină pulili. Ați vrut să fac video despre să vină pulili? Doamne ferește, de ce dracu fac chestia asta? Cam scade IQ-ul, mai ceva cu mic ca dinții imediat lui Alvarez acolo în poza aia. Deci da, hai să discutăm puțin despre istoria acestui videoclip. Acest videoclip a fost pus pe YouTube, habar n-am de Dumnezeu de cine, sau pe Facebook, sau habar. Da, e un video de tot căcatul, un meme de tot căcatul, o glumă de rahat. Și este o domnișoară care este în stare de ebrietate după ce dă o gură de beare din aia sănătoasă, zice că să vină iubiții ei. Funny, ha 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 ha. Chestia asta a luat amploare din câte am observat pe junimea. Nu sunt în junimea și nici nu vreau să fiu. N-am like la nicio pagină, nici follow, nimica. Dar am căutat pe YouTube să vină pulili pentru videoclipul ăsta, pentru că vedeam că toată lumea vrea. Și când intram pe Facebook, ceea ce nu prea fac eu foarte des, dar mai este câteodată când intru pe Facebook, văd acolo că prietenii mei amuzanți dau share la căcaturi din astea. Bine, așa măcar e selecție naturală, știi, că văd când dă cineva share la căcaturi din astea, știu cui să-i dau un friend. Când văd chestii din astea pe Facebook-ul meu, chiar îmi vine să ies de pe Facebook și îmi vine să-mi închid contul de Facebook, chiar dacă Facebook-ul e fucking mort, nimeni nu mai folosește căcatul ăla, nu știu cine Dumnezeu folosește Facebook în mod neironic când este Instagram, Snapchat și Twitter. Da, nu, asta e partea a doua. Noi nu suntem așa de evoluați să avem Twitter în pula mea de neandertal ce suntem românii. PULI! Atâta este mimul, vă place. Unii au făcut niște edituri din alea de tot căcatul, bineînțeles, unii mei au făcut mimuri din alea de a pula rău de tot. Să vină PULI pentru că aia sunt amuzanți, mă frate, foarte, foarte amuzanți, dar na, oricum. Având în vedere că chestia asta deja a ajuns mim foarte, foarte șmecher, înainte a fost chestia aia cu Emiluț, care încă așa e foarte, foarte șmecher, să-mi bag piciorul de nuc. Și ăla cu Emiluț m-a făcut să am dislexie de grad major. Asta m-a făcut să am hepatita C. Ce urmează? Da, mi-e chiar foarte trist că în 2018 în țara noastră de neandertali proști au ajuns să fie mimul ăsta în care o fată în stare de ebrietate zice că vrea pule. Au ajuns să fie foarte popular și da, mulțumiți junimea pentru că sunt toate mimurile și pe lângă asta face populare și mimuri nasoale. Așa că da, dacă cumva sunteți pe video ăsta și ați râs la acest mim și vă sunteți și abonați la junimea pe YouTube sau abonați pe Facebook, like sau cum căcate pe Facebook, nu știu, nu folosesc Facebook. Dacă cumva sunteți, atunci trebuie să permiți the slap of the normie, să vă treziți la realitate, așa că aduceți obrazul aici, mă, neobrăzaților, mă. Dau, mă, slap of the normie aici, neandertalilor, să reveniți la realitate. Așa că țineți obrazul, vă jur că nu vă dau tare. Ați vrut voi să fac episod cu meme review? Acum, serios. Trebuie să găsim un nume la seria asta cu meme-uri. Serios vorbesc. Am vrut să fac cu facecam ca să vedeți. Să vedeți reacția mea și pula mea e mai lejer așa cu facecam. Eu n-am nicio treabă, mie îmi place să fac cu facecam, după cum vedeți, sunt fucking lejer. Înainte să ne-am cu picioarele pe pat și căcaturi de-astea, dacă vreți. Fac și în kilos videouri. Am făcut facecam ca să-mi vedeți și mie expresia și așa mai departe când mă uit la mimul ăsta, când vorbesc despre mimul ăsta și așa mai departe, că înțelegeți mult mai bine. Și da, mă, poate este ceva blăniță rău de tot din seria asta, așa că nu uitați să dați share, pentru că cu cât facem mai multe views, cu atât o să vină cheful să pun mai repede despre seria asta, pentru că văd că vă place. Dar oricum, asta voiam să vă zic eu vouă, băieți. Trebuie să găsiți un nume. Vreau să găsiți un nume
la seria asta, gen cum are PewDiePie meme reviews, Red Detectivul mimurilor, habar n-am, frate. Găsiți voi pe acolo în comentarii cel mai bland bombă, nume o să fie numele de la serie, bine și înțeles. Deci da, măi, băieți și fete, stați să vină mai aproape să mă vedeți. Oh, hello, hello. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru toți băieții și fetele care ați fost pe live-urile mele de pe Twitch. Respect maxim, o să mai fie, o să pun și un highlight de acolo să vedeți și voi ce se întâmplă pe Twitch ca să intrați cât mai mulți. Pentru că e blană, rău de tot. Mie chiar îmi place foarte mult să fac live-uri acolo și mi se pare super, super șmecher. Deci da, eu am fost Red, că ne vedem data viitoare, nu? Sigur. Și ziceți-mi, vă rog, în comentarii dacă vă place chestia asta cu facecam-ul sau nu. Să știu dacă să mai fac facecam sau să nu mai fac facecam, să-mi bag până în el canal sau să nu-mi bag până în el canal. Plumesc. Da. Ne vedem data viitoare. Ioi, Doamne, ferește, bătrân. Un like și primiți un iPhone 7. Meme review. Been on that fucking nigga shit. Take a nigga bitch and then I pass her to the click. I say, see me, I don't got no time for no bitch. I just get them for the bros, I'm just worried about them chips. I'm a shot call, little nigga, I'm